Da, ați ajuns bine pe canalul lui Nicu Bendea. Mulțumesc de subscribe, mulțumesc de like, mulțumesc de clopoțel. Imediat sună clopoțelul la școală, dar noi avem clopoțelul pe YouTube, ăla care face cling, cling, cling când am mai postat ceva pe net. Că știți voi, de luni până vineri, de la 10 dimineața, ne întâlnim aici pe canal. Mulțumesc și pentru ieri. Pentru ieri, că vă spuneam în video că l-aniversăm pe George Enescu. Mulțumesc! Sunt sigur că ați urmărit ceva pe YouTube interpretat de George Enescu. Nu s-a văzut în trending, îi drept. Am căutat dimineața în trending, zic, mă, în top 5 o fi cumva, pentru o minune, deci, cum ar zice Dinescu, Rapsodia Română. Dar nu, nu. Cine era în trending azi dimineață când am deschis YouTube-ul? Cine era? Jador, Mocanu, Șușanu și alte cataclisme muzicale actuale. Asta e, trăim în România și mergem mai departe, că nu avem ce face. Rămânem în România, cum a zis domnul Chirică, marele primar de Iași. Rămânem în Iași, unde ne dorim să rămână și analfabetismul. Analfabetismul, nu i-ar fi rușine. Băiatul ăsta care a fost primar pus de PSD sau ridicat în prisma PSD-ului și acum a trecut la liberal. Oare ce zice celebrul Rareș B. Batistuță Bogdan, el care citește numai enciclopedia la rus și practic alte almanahe, ce zice de nou coleg Chirică? Analfabetismul să rămână în Iași. Pe de altă parte, tot administrația domnului Chirică a cumpărat vreo 30 de coșuri de gunoi, atenție, coșuri de gunoi inteligente, 7.000 de euro bucata. Cât o garsonieră decentă, 7.000 de euro bucată, un coș de gunoi inteligent. Bă, Iașul e singurul oraș din România care are coșurile de gunoi mai inteligente decât primarul, vă vine să credeți? Coșuri de gunoi inteligente dotate cu internet. Practic aceste coșuri de gunoi devin hotspot-uri, puncte de wireless. Vă dați seama? Vezi 5 oameni în jurul coșului de gunoi și îi întreb, ce faceți mă? Căutați de mâncare? Nu, căutăm net, că aici e mai bun. Aici avem router de wireless, extraordinar. Coșuri de gunoi inteligente, asta lipsea Iașului. Păi da, dacă tot sunt coșuri de gunoi inteligente, cu internet, poate acolo o să înceapă școala. O să înceapă școala în jurul coșului de gunoi. Să pune profesorul în fund pe coșul de gunoi și elevii în cer cu telefoanele și cu tabletele. Că acum iar e discuția asta cu scenariile, cum începe școala, nu începe școala. Părinții derutați, părinții distruși. Ce facem de la 15 septembrie? Ce vă luăm? Ghiozdane sau wireless? Unul din trei români nu au acces la internet. Bine că le dăm tablete, că știm ce să le dăm. Tablete, asta este salvarea școlii în România. Tableta, ceva tablete pentru cap, nu le dăm la guvernanți? Erau plănuite. Salariile trebuiau să crească din septembrie anul ăsta. Ciuciucupa! De la anul, de la 1 septembrie, a zis domnul Orban, din 2021 se măresc salariile profesorilor. Cităm din domnul Ludovic Orban, când nu ai bani de întreținere, nu mergi la cârciumă. Acum știe dânsul ce știe. Știe dânsul ce știe, că el și cu bani și fără bani merge la cârciumă. E așa de notoriu, așa de cunoscut, încât îi dau ăștia pe caiet. Îi dau pe caiet, da. La cârciumă. Și doamna Anisie, doamna ministru al educației, ce a zis? Că și dacă intră elevii din clasă, o să poarte mască sau vizieră sau o să fie despărțiți între ei prin ce? Prin paravane de Pepsi Glass. Pepsi Glass. Dar nu mai bine le punem la toți câte o Fanta? Să vadă prin Fanta, extraordinar. Astea sunt știrile serioase ale zilei, dar cea mai importantă știre este că Gina Pistol a rămas însărcinată. Dracu, pușca nu ia foc, păsărica-i cu noroc. Apropo, fiind zilele trecute la Cojocna, stațiunea mea de suflet, devenită stațiune de suflet, Laguna Clujului, Mândria Ardealului, Miconosul Apahidei și așa mai departe, multe epitete îi se pot adăuga, m-am întâlnit cu celebrul rapsod Nucu Pandrea. Îl știți pe Nucu Pandrea? Cântărețul la frunză, care a cântat foarte mult și mai cântă cu formația Night Losers. Night Losers, un fel de rhythm and blues cântă-i. Și domnul Nucu Pandrea mi-a spus un banc pe care l-a spus unei domnișoare moderatoare TV, nu spun care, nu spun de la ce televiziune, care era foarte încântată de maestru Pandrea și maestru îi zice la un moment dat, zice, știți bancul cu colivia? La care domnișoara zice, nu. Și el zice,
Ce-ți mai face păsărica? Da, dracu pușca și ia foc. Gina este cu noroc, a rămas însărcinată. Bravo, Smiley! Bravo, Smiley! S-a speriat omul. Auzi că-i gagică, s-a însărcinat, ăsta obișnuit cu holteismul, cu plec departe, plec pe Marte, s-a suit în mașină și a plecat. Cu 153 la oră l-au prins pe autostrada București, Constanța. Smiley, scrie-mi în comentarii, știu că mă urmărești, știu că ești băiat cu zâmbet. Scrie-mi în comentarii să te lămuresc cum stă cu maternitatea și apoi cu parenting-ul, că știe tata că-i bandit. Bineînțeles, tata mi crește doi copii, că dacă or venit, și ăsta s-a speriat. O pleca pe autostradă cu 153 la oră, speriat că o să ajungă tătic de pistol. Acum o să-i pună la copil nume Pistol. Cum or fi fetiță, băiețel, Pistol, că urât pe el îl cheamă Maria, nu cum să-i pui la copil Gheorghe Maria sau la fată Maria Maria. Nu, îi pui nume frumos. Gheorghiță Pistol. M-am jurat să-mi iau pistol pe fete să le o... Da. Și l-au prins polițiștii, l-au tras pe dreapta, l-au văzut și cu freza aia. Are o freză așa de mare, Smiley, încât Bartoș doarme în ea. Când se îmbată și nu-l primește nevastă sa acasă că o pătat hainele, doarme în freză. L-au văzut așa speriat ăsta. Pistol, naște, nu știu ce, o să fie gravidă, o să aibă pofte. Ce mă fac? L-au tras pe dreapta. Când l-au văzut așa răvășit, l-au amendat și au făcut și test pentru alcool și pentru droguri. Aiurea. A fost depistat negativ la ambele. Trebuiau să-i facă test pentru chipsuri, că de asta mâncă săra cu reclamă numai chipsuri. Smiley mănâncă numai chipsuri, că ginuța își vede de sarcină. Să fie sănătos, să fie într-un ceas bun. Și vorba lui Nea Niculiță, de-o fi fată, de-o fi băiat, să fac armata. Alt șofer de calibru, celebru vlogger, nu ca mine, Shelly, tânărul Shelly, și a dat iară cu bolidul lui. Are o mașină de 70.000 de euro, un merțan luat din vizualizări. Eu nu pot încă să-mi iau răzătoare rotativă din vizualizări, dar nu mă las, mulțumesc de like-uri. Așa, și-o luat mașină și-o dat deja ieri, a doua oară, au dat cu mașina într-un stâlp. S-a enervat omul, a zis că dacă mai dă, cu a treia oră, într-o bordură, își cumpără alta. Păi, da, merită să o repare. În același timp, șoferii de Alba i-au făcut o diplomă și l-au numit șofer de onoare de Alba pe cetățeanul Shelly. Păi, dacă conduce ca un șofer de Alba, cum sunt și eu, asta e. Că acum numai cu bolis putem, dar în urmă cu 52 de ani apărea la Mioveni prima Dacia din România. Ce nume i-au găsit? Dacia. De ce? Că drumurile sunt tot de pe vremea dacilor. Și de-aia au construit o Dacia extraordinară pe model Renault. Dacia 1100. Că atâția kilometri făceai cu ea și să cam defecta. Da, dar în vremurile în care toți aveam, sau 90% dintre români aveau Dacia, tot românul era priceput să-și o repare. Mă, cu o șurubelniță, cu o sârmuliță, cu un ciorap de damă, făceai Dacia să meargă. Eram cei mai pricepuți. Acum, mă, ți se strică mașina asta nouă, Doamne ferește, bat în lemn, am aici, pac, 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 bați în lemn, deschizi capota, nu înțelegi nimic, nu știi pe ce să pui mâna, pe cuvântul meu, deschizi capota la o mașină de asta nouă, bă, e cam poșeta unei femei, nu știi pe ce să pui mâna. Era mândria românului, șoferului român, că aștepta 5 ani la cec să-i vină Dacia. Venea Dacia, o umplea cu dealeguri, o umplea cu 7-8 prieteni și mergea la picnic. Când? Sâmbătă seara, că numai atunci era liber, nu ca acum când avem Kurzarbeit, City Break, măleș. Și acum au apărut trotinetiștii. Bă, se vede că ne-am degradat ca specie umane, noi masculi. Deci de la șoferul cu baieu, care știa să repare o Dacie, mândru cu o încărca cu dealegurie și cu pretit, am ajuns la trotinetiști. Vâslim pe trotuare. Cu o cafeluță în mână. Asta au devenit mândria masculului român. Trotineta. Ce n-aș da să moară veta, să-mi rămână trotineta. Noi nu murim, rămânem tot aici. Ne vedem și mâine că-i vineri. Dați mai departe vestea că Bende are canal, că ce să aibă, iaht? Vorba aia, ai canal de YouTube, nu ți-ești iaht? Nu.
Că v-am spus, încă n-am de rezătoare rotativă, dar stăm aici, mai bagă ăștia reclame, ne dau vorba maestrului Piersic, diridari. Mulțumesc de abonare, ne vedem și mâine să încheiem săptămâna cu bine. Scrieți în comentarii despre posibile subiecte, despre posibile discuții. Nicu Bendea este dușmanul analfabetismului. Împreună îl putem învinge. O zi superbă!